Victorie mare, a fost un 2-1 împotriva celor de la ASEA Târgu Mureș. Aici un fault tare a lui Gabi Matei asupra lui Aca. Și să vedem ce culoare va avea cartonașul pe care îl va primi Gabi Matei. Este înconjurat acolo centralul Cătălin Popa de mai mulți jucători ai Brașovului. Probabil spun că Gabi Matei va fi eliminat. Să vedem în ce măsură Cătălin Popa a fost convins de această decizie și de unul dintre asistenții săi. Pe acea parte este Mihai Marica. Se consultă într-adevăr centralul cu unul dintre ajutoarele sale și este roșu. Așadar, din minutul 35, Brașovul rămâne în 10, după acea intrare stupidă, i-a spune, a lui Gabi Matei, de neînțeles, la Stefan Aca. Ivorianul este accidentat serios, de altfel el nu va mai putea continua jocul. Îl văd pe Frăsinescu dezechipându-se. Iată-l pe Matei, intră în alunecare. No, este o intrare stupidă. Nu înțeleg ce a fost în capul lui Gabi Matei să ai o asemenea intrare. Era o minge pierdută de jucătorul Brașovului, pur și simplu de neînțeles, de neexplicat, această intrare a lui Gabi Matei, care își lasă echipa în 10 oameni încă din minutul 35 al jocului. Iată-l aici pe Matei. Aca este primul la minge și alunecarea lui Matei este mai mult decât neinspirată.